Reluăm dialogul nostru, dragilor, am primit între timp și întăriri. Ni s-a alăturat umoristul Sorin Tănase. Bună seara, stimate domn, bine ai venit între noi. Noi am vrut să începem cu zâmbetul, dar am început cu moda. Vorbeam că de Revelion tradiția spune să fii vesel ca să-ți meargă bine tot anul, nu ești încruntat. Bine, și trebuie să fii și bine îmbrăcat ca să așa și să fii și bine îmbrăcat și cu... sau nu să râzi și mai zice că nu-ți vine să râzi cu burta goală, deci ai ceva și în stomac, vorbim și de mâncare. Evident, sigur, și nu numai de mâncare. Exact. Mai mulți factori acolo care te hidratare. Îți plac Revelioanele? Sincer? Nu. Nu, no, glumesc, nu. E, ai de lucru de Revelion. Pentru mine întotdeauna Revelion a însemnat muncă și dar în același timp și bucuria de a oferi oamenilor un zâmbet sau o clipă, un moment de detașare de celelalte probleme și să zâmbească, e foarte important. Tu ești omul care aduce zâmbetul. Vorbeam cu Ana Maria despre trendul în modă. În umor, care e trendul? Eu cred că am adus poleiul, dar... E un trend și ăsta. Da, e un trend așa mai... Îți creează disconfort, dar e... E iarnă. E iarnă, ne bucurăm. Eu ce puțin mă bucur. Mă bucur în general de toate anotimpurile. Toate anotimpurile sunt frumoase. Toate sunt frumoase, sigur că da. În umor, trendul, păi eu ce să zic, încerc să și să țin pasul, dar în același timp, fără să fiu considerat prea conservator, țin totuși, n-am mai avut o discuție de genul ăsta, țin totuși la umorul de calitate, la umorul, cel puțin așa am fost educat, am un respect pentru scenă și atunci când ești pe scenă și ești în fața publicului, în fața oamenilor, părerea mea este că trebuie să existe acest respect. Și în ce constă până la urmă de treaba asta este să... ce deranjează practic ca să facă paranteze e vulgaritatea care mai nou s-a așezat bine de tot în... Și ce mă doare foarte tare este că tinerii reacționează pozitiv, din păcate, la chestia asta și nu știu ce ar trebui făcut. Eu știu ce fac, știu ce am de făcut, adică acele festivaluri de umor de care vorbeam sau în momentul în care am ocazia să fiu în fața unui public, încerc. E și asta o formă de a educa. Vezi, Ana Maria, am încheiat prima parte a emisiunii cu problema educației vestimentare. Uite, și în partea de umor ajungem tot la educație. Da. De fapt, umorul este o secvență de inteligență, trebuie să recunoaștem. Este și până la urmă legat cum toate de fapt. Se leagă lucrurile. Se leagă lucrurile, pentru că este și felul de a te îmbrăca, felul de a-ți gândi atitudinea și prin haina care o porți și prin... te reprezintă, adică, până la urmă, și prin aia se poate crea identitatea omului. Cum trebuie să înceapă noaptea de Revelion? Ah, noaptea de Revelion? Păi... Cu voie bună. Cu voie bună, sigur. Ne îmbrăcăm frumos, după care noi așa ciugulim ceva, că doar e sărbătoare și dăm drumul. Și vine Sorin și ne veselește. Sigur că da, sigur. Chiar am fost de mult amiciția mea cu Cornel Udrea. Da, știți bine și am fost pe la Cluj, la un cenaclu al epigramiștilor. Și apropo de că suntem în sezon, o epigramă a unui foarte, foarte simpatic domn din Republica Moldova. Și epigrama, ca să faci tot o chestie de inteligență până la urmă, în patru versuri,
Să spui mult. Să spui tot. A venit cu o epigramă absolut super de tare, că mie cel puțin m-a plăcut și tuturor, ci că telegramă de Crăciun. Când am citit, pe loc m-au luat fiorii, mama soacră decedată. Și au și intrat colindătorii, om, ce veste minunată! Da. Da, ce ne-am face noi pe el? Și-o răutăcios, dar până la urmă luăm partea aia drăguță. Care personaj e la modă în 2018 și cum se întrevede așa 2019 din punctul de vedere al umorului? Chiar citeam ce zicea Cornel Udrea, că l-ai adus în discuție. El zicea, da, mă apuc din nou să scriu umor, probabil, da, a avut o perioadă mai de relaș așa, mă apuc din nou pentru că am materie plină, da, din partea politicienilor. Da, păi nu, cu politicienii ne fac concurență. Serioasă, da, da, da. Serioasă. Da. N-aș vrea să intru în acest subiect, în schimb știu că îmi sunea de curând, Cornel scrie, lucrează la un roman. Un roman care are toate elementele unui roman, care în prima parte este poate puțin tragicomic, dar în partea a doua se va râde mult de tot. Lucrează la asta și în plus de asta toate cărțurile lui astea care apar extraordinare, nu știu, ultima m-am distrat copilul cu Păstrăvăria de crap și tot felul de titlurile astea lui drăguțe cu... Savoase. Da, obicei de nu-te la caguri și cu ele, cum țineți minte, era pe celelalte vreme. Nu? Asta nu, nu, nu. Da, și duminică la iarbă verde, mersul pe jos, chestii faine de tot și inteligente, foarte inteligente, Cornel Udrea e... Subtile. Da, da, este un spirit e, extraordinar. Da, 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 și, dar tu ce vei face? Unde faci Revelionul? Unde? Eu am o invitație la comunitatea din Madrid. Deci voi fi acolo. E un băimărean de-al nostru care are un restaurant și hotel. Motel mai degrabă. Se distrează altfel și... românii din străinătate decât românii din țară. Deci eu pot susține ceea ce spun acum și pot și motiva. De aproape 20 de ani am fost mai mult în diaspora, am fost mai mult la românii de afară. Ei sunt, cât ar zice, sau oricare ar zice că, domne, m-am integrat aici, acasă, nu, sufletul lor rămân român, rămân cu ale noastre trăiri și ei primesc cu mult mai mult, cu mai mult drag primesc artiștii români, pentru că le aduc o picătură, o bucurie, un parfum, un aer de acasă și pentru ei e foarte, foarte, foarte important. Și se distrează extraordinar, deci nu sunt fițoși, cum s-ar zice, mai îmi place, nu-mi place, sau cum... Da, e și la noi... se întâmplă, nu știu cine vrea să demonstreze prin atitudinile alea, dar acolo ei chiar se distrează, adică te așteaptă ca păsăricile așa cu șoculețul numai să le oferi, să le dai. Te întrebam care este personajul anului în umor? Este un personaj anume? Din ce punct de vedere? Așa, din deci vedere, când adică, până era Bulă, care era personajul, deci avem un... Bine, păi mai nou e Dorel. A apărut Dorel, sigur că da. A apărut Dorel. Ar fi multe bancuri legate de Dorel. Mie mi-a plăcut unul, chiar dacă e ușor... Ce ușor? E politic de-a dreptul. Ce zice? Cum zice? Că
Noi nu facem politică aici, noi vorbim despre, ne deliberăm, distrăm, da, ne distrăm, ne aducem un zâmbet pe buze deci pentru plăcut, noaptea mie, dintre ani. Da, mie mi-a plăcut, mi-a plăcut mult de tot. Zice că Dorel era în clasă de primară și învățătoarea îi spune, dragule, măi Dorel, eu nu pot, cu tine nu mai pot să lucrez, nu pot. Și mai mult de atât, ai contaminat clasa, mi-e groaznic, eu sunt într-o situație în care a chemat-o și pe maică să i-a spus același lucru, că nu mai poate continua cu el acolo la școală, numai să hotărăște să-l retragă de la școală. Și după vreo 25 de ani, Institutul Inimii în Cluj, învățătoarea suferă o intervenție pe cord, operația reușește, deschide ochii în salon, un tânăr medic îi spune, sunteți bine, ați trecut cu bine peste, o să vă refaceți în timp scurt. Și în timp ce îi spunea chestia asta, femeia zâmbește, după care dă ochii peste cap și moare. Doctorul se uită speriat în jur ce s-a întâmplat și când se uită ușor în dreapta stată, Dorel tocmai a scos din priză aparatele care țineau... Spălând pe jos. Da, se spele pe jos, da. Și pe urmă venea poanta finală. Dacă o clipă ați crezut că Dorel este medicul chirurg, ați votat cu PSD-ul, da. E, asta era codița, da. Da, da. Ne adaptăm în funcție de mersul vremii. Bancuri cu despre modă ai? Sau ce-ți place ție? Când te uiți la o femeie, la ce te uiți întâi? Îmi place foarte mult să... și sunt chiar un ochi care critic, folosește, așa, care folosește nevastă mea. Mă întrebă tot timpul cum arăt, dacă stă bine cu haina aia și ea și fiica mea. Tot timpul m-au consultat. Da, îmi place. Adică, cum să spun, nu spun un lucru nou. Mie îmi place tot ce este simplu și de bun gust. Adică, cred că asta face diferența până la urmă. Cu ce este bine omului? Da. Deci eu, cu Coana, toată era așa flu-flu, în compartiment, în tren, intră, se așează pe scaun și peste drum de ea, vis-a-vis, lângă geam, doi ciobani. Așa cu șumbele pe ei, stăteau cu capul în jos și zice ea, nu ziceau nimic, deci au chitit cu capul în jos. Ce, domnilor, dar dumneavoastră nu vă miroase a Chanel? La care unul dintre ciobani ridică cap, zicea, păi domnul că n-au nenirosă, Chanel, șaoie. Ce, în schimb, mă disperă de-a drept este moda masculină. Deci, acolo, cel puțin, cum se îmbracă tinerii și-au găsit un fel de a se îmbrăca foarte, și să arate foarte feminin. Ceea ce... Da, uite, designerul... E un trend acesta al metrosexualismului, de a fi un bărbat extrem de îngrijit, poate puțin derapând spre altă zonă. Și noi am luat moda masculină, am luat pantalonul de care nu ne mai dezlipim și așa, dar și ei. Blugerii l-au măritat pe multe. Da, bine, și noi femeile, mă depinde de generație, bărbatul trebuie să fie bărbat. Da, până la urmă și eu susțin chestia. Și câteodată mă deranjează că mă simt concurată. Este e mult mai dichisit, mult mai aranjat, a fost mai des la manicură decât mine. Dar asta e, câteodată nu-i bine. Da, dar restul chestiilor nu și le asumă. Nu știu. Bărbații, așa că ori le faci pe toate, ori nu le mai faci. Până în capăt, da. Da, da. Da. Mă rog, astea sunt vremurile, dar și eu susțin aceeași, am aceeași părere, bărbatul trebuie să fie bărbat, să arate cum arată un bărbat îmbrăcat. Știi ce se sărbătorește la 1 ianuarie? La 1 ianuarie? Hmm? E Sfântul Vasile, parcă, din punct de vedere creștinesc, da. A, nu, zice că e ziua internațională a durerilor de cap.
A durerilor de cap, da. Depinde ce ai băut înainte. Apropo, doi bețivi, zice unul către alălalt. Deci, ai auzit că nu-l mai îngroapă pe Vasile Miercuri? Nu mă vine. La care alălaltul stă un pic, se uită, zice, dar de ce se simte mai bine? Da, chestia aia cu poligloții, zice, cum ajungi poliglot? Păi începi să amesteci și băuturile. Începi să amesteci, da. Babilonul. Da, deci, unul drăguț, așa, unul beat pe stradă, îl oprește pe un individ și zice, doamne, ce rog frumos, spune pe unde umblu, unde sunt eu acum? Pe ce sunteți? Pe strada Republicii. Și doamne, lasă detaliile, în ce oraș? Nu mă băga la mănunte. Sunt foarte frumoase. La țară, ce moare Ion și vin toți prietenii de pahar la mormântare. În ziua mormântării, înțelegând după două nopți de priveghi, unde s-a muncit la greu, stăteau să uită așa la Ion în sicriu și zice unul către ăla de lângă el, ce uite, e totuși la Ion, ce bine arată. La care l-a luat, zice, normal, n-o băuge 3 zile. Da, sunt și ăsta de sezon până la urmă. Ce e important? Că vorbim despre final de an și început de an, când le lăsăm pe cele rele și le aducem pe cele bune. Ce e mai important? Să fim îmbrăcați bine, să avem o masă bogată sau să avem sufletul liniștit și împlinit și mulțumit? Cred că suntem de acord că cel mai important. Sau să le avem pe toate. Pe toate e foarte greu, dar undeva în noi ar trebui să existe. Poate este cel mai important, nu? Să avem sufletul cât mai curat, să avem trăirile alea specifice, dacă se poate să ne și bucurăm de niște împliniri, să gândim pozitiv, asta este iar esențial, și să ne gândim că mâine va fi mai bine și anul care vine o să ne aducă mai mult bine decât lucrurile. E greu, suntem într-o perioadă foarte ciudată. Nu găsesc alt termen decât că e foarte ciudat și ar trebui să căutăm în noi înșine cât mai mult. Schimbările nu se pot face decât de la tine. Noi fiecare, da, trebuie exact. Să gândim că schimbarea de la noi pornește din aproape în aproape. Altfel nu. Să tot stai așa cu gura căscată și să ceri, să aștepți. Nu. Trebuie acționat și pornit de la tine, tu, în primul rând, să faci ceva. Dar încă o dată, gândim pozitiv. Și e bine să nu facem, să nu luăm în tragic orice lucru. Să privim cu detașare, să privim... Ai o glumă pozitivă? Nu, da, cum să nu? Tot timpul am chestia asta, dar ce spuneați, să privim cu detașare și cu... Da, e foarte important. Nu știu, eu le spun multora, nu știu dacă noi controlăm. Noi cred că nu controlăm nimic. Nu ni se întâmplă. Și atunci am eu de acolo și pe albumul pe care l-am scos în ultimii ani. Scriu acolo, îmi place să le transmit oamenilor prin cuvintele astea să înțeleagă ceva. Viața e un lucru prea serios ca să o luăm în serios. Au spus-o și mari geniile românești, spuneau, nu? Nu cerceta aceste legi, că ești nebun de le înțelegi. Deci lasă-le acolo, lasă-le așa cum sunt ele și gustă din tot. La modul frumos, la modul de bun simț. Și atunci cred că lucrurile... Tu-ți faci fericirea până la urmă. Noi le facem.
Pentru că toate pleacă din zona asta. Aici se întâmplă toate. Aici mi-e bine sau nu mi-e bine? Vorbim despre Revelion, da, cu zâmbetul pe buze. Cu sclipici sau fără sclipici? Se poartă rochiile cu sclipici, sclipici în păr, sclipici pe gene? Da, sau stil și eleganță? Cum? Fiecare cum se simte mă bine. Repet, depinde și unde mergi. Deci dacă mergi la un club, acolo lucrurile sunt mult mai permisive. Poți să mergi și în blugi, extrem de sumar îmbrăcată și cu niște aripioare. Deci nu este nicio problemă. Poți să fii el, poți să fii ea. Deci nu e o problemă. Deci depinde unde. E, dacă mergi, în schimb, așa îmbrăcată la un restaurant care poate mai are și o stea Michelin, are lumea senzația că ești parte din meniu. Deci depinde. Absolut. Depinde unde mergi. Apropo, eram cu Cipri Mateanu, foarte bun prieten. Cipri e și el, are un simț umorului. Face muzică. Da, dar e profund de tot în ale umorului. Și eram în Sibiu, a fost cu el împreună la un festival de umor și seara, după reprezentație, ne-am dus la, zice, hai să te duc la un bar hard rock. Eu, cum am ieșit de pe scenă și n-am apucat să mă duc la hotel să mă schimb, să-mi iau niște o țintă mai lejeră, am rămas în costum și cu salvata. Și am intrat acolo, băi, nu, erai jos, din peisaj. Blugi, rupți, vezi, în funcție de muzică, exact, erau îmbrăcați. Da? Dar sigur, sigur, se leagă. Exact asta, povestea. Și vine chestia aia drăguță. Și mă văd eu în mijloc, color acolo, și îl întreb pe Cipri, zic, mă, Cipri, eu nu, cumva suntem plus pe aici. La care Cipri, ce nu, ești minus. Da, e foarte frumos. Da. Dragilor, na, uite, timpul se duce repede, repede, așa. Tu gândește-te la o urare de sfârșit de an și ce le-am spune, ce să le spunem noi oamenilor, să le facem viața un pic mai frumoasă, un pic mai roză, și un pic de roz cred că nici n-ar strica nici în vestimentație. Un pic de mog de roz. Da. Puțin mog. Puțin mog, da. Urarea, cel puțin care sunt trăirile mele legate de oameni, este nu pot să le spun altceva oamenilor decât să fie mai buni și mai atenți cu, la cei din jur. Asta face până la urmă frumusețea traiului, conviețuirii noastre. Să fii mai bun, să fii mai înțelegător și să nu punem chiar la toate la suflet. Este foarte greu. Chiar țin să subliniez treaba asta și apoi să vă spun și o glumă legată de că vârsta. Grăbește-te că imediat se termină emisiunea. Da. Dacă ajungi la bătrânețe și n-ai simțul umorului, e trist. Trebuie să-ți fie foarte greu. Trebuie să-ți fie foarte greu. Dacă n-ai amintiri, dacă nu te bucuri de lucrurile astea. Și de-aia ce legat de vârsta asta mai încolo, ce moșul și baba în pat. Și la un moment dat moșul se ridică să plece undeva și ce baba, unde te duci? E ce mă duc până la bucătărie să iau o lingurucă de zahăr. E ce baba, nu-i bai, ce avea și mie unde țapă? Ce moșul, bine. Baba, ce, dar nu scrii că e uitat. Dar ce, cum să uit? Că numai acolo mă duc în bucătărie, mai faci un pas. Zice baba, și așa, torce din tubul celălalt niște ciocolată așa deasupra. Ce moșul, bine. Dar scrieți, nu, că e uitat, bine. Dar cum să scrieți cu mâna pe clanță în bucătărie? Și când se intre în bucătărie, moșul, zice baba, și multă frișcă deasupra, bine? Bă, intră moșul în bucătărie, zice baba, nu ți-ai scris, vede, că uita, apare după o jumătate de oră moșul într-o mâină cu o pâine, în aerată cu o slănină. Și zice baba, nu vezi? Spus-o ți-am că ai uitat, vezi că ai uitat? Zice moșul, ce dracu am uitat? Zice, cum ce-ai uitat? Ceapa! Da, să sperăm că nu, ăsta e meniul de Revelion.
Poate că nu e rău. Nu e rău, e bun, e de-a nostru. Așa. Dragilor, eu vă mulțumesc foarte mult că mi-a stat alături și ne-am gândit așa la un pic de zâmbet pentru sufletul oamenilor. Să aveți un sfârșit de an bun, un început și mai bun. Le spun și telespectatorilor că nou e anul care vine, noi sunt și așteptările noastre. Petreceți-l pe cel vechi cu binețe, dați-i binețe și celui care urmează. Fiți buni, fiți iertători, glumiți dacă se poate, petreceți cu prietenii și în familie și să ne vedem cu drag și cu bucurie anul care vine. La anul și la mulți ani, dragilor! La mulți ani!